Foști profesori și absolvenți ai Liceului Teoretic Tudor Vianu au fost prezenți vineri în curtea instituției de învățământ pentru a depăna amintiri și a discuta cu actuala generație de cadre didactice și elevi. Momentul nu a fost ales întâmplător. Se împlinesc 60 de ani de la înființarea liceului, dar și 60 de ani de la trecerea la cele sfinte a patronului său spiritual, Tudor Vianu. Măsurați în vârsta unui om, 60 de ani înseamnă maturitate, energie, poftă de viață și putere de muncă. Măsurați în an de școală, înseamnă în plus experiență și tradiție. O școală nu trăiește prin pereții clădirii, ci prin spiritele care emană din trânsa. Păstrându-ne spiritul tânăr și adaptându-ne din mers la transformările din învățământul românesc, vom putea să ne implicăm în procesul de integrare europeană a societății omenești, să pregătim tineri care să se poată integra ușor în muncă. La această întâlnire între generații a avut loc și o slujbă de pomenire pentru profesorii, absolvenții și personalul acestui liceu, care, din păcate, nu se mai află printre noi. Veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Pentru rugăciune sfinților, părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Printre invitați s-a aflat și inspectorul școlar general Ion Ghimpețeanu, absolvent al liceului. Mă aflu aici din două perspective. Aș considera că cea mai importantă pentru mine, pentru acest moment, fără să fie o supărare către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, cea din perspectiva unui fost absolvent al acestui liceu. Cu bucurie o spun și de fiecare dată mă îndrept și vin cu mult drag în acest liceu. Am în cea mai mare recunoștință față de foștii mei profesori. Și actuala generație de elevi a avut cuvântul. Este o mândrie că suntem elevii acestui liceu. Am muncit mult să fim admiși aici și muncim mult să terminăm cu note mari. Liceul este locul creșterii, maturizării, atât exterioare cât și interioare. În egală măsură, liceul poate fi văzut ca un mim orb și surd operând pe un pat al lui Procust, un mecanism formator-deformator, o instituție neliberă și lipsită aproape de plin de apetitul libertății. Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la înființarea liceului și joi au avut loc diferite manifestări cultural-artistice. Vizita nepotului lui Tudor Vianu, Ștefan Vianu, un concurs de creație literară, dar și un spectacol pregătit de elevii liceului, care a avut loc la Teatrul Tudor Vianu.